Da, bună seara, bine v-am găsit. Ca de obicei, de la ora 18 avem întâlnire, am emisiune cu dumneavoastră. Tot ca de obicei, mi-am pregătit mai multe subiecte și pentru astăzi, marea lor majoritate subiecte de interes local. Haideți să parurgem puțin țintarul acestei emisiuni. O să începem cu comentariile pe care le-a făcut domnul primar Constantin Boșcodeală ieri pe Facebook. Iată, domnul primar are această disponibilitate de a scrie inclusiv pe rețelele sociale. Domnul primar Constantin Boșcodeală susține în continuare, evident, că este nevinovat vis-a-vis de decizia luată pe fond de judecătoria Brașov. Avem câteva lucruri interesante de comentat aici. O să discutăm și despre ultima decizie a ANAF-ului, care, iată, în sfârșit, zilele trecute a blocat emiterea deciziilor acelea aberante de impunere. Din câte am citit eu în comunicatul ANAF, cei care au primit aceste decizii în mod incorrect nici n-ar mai trebui, cel puțin pentru o perioadă, să plătească banii pe care îi solicita până de curând instituția ANAF. O să discutăm și despre un sondaj de opinie ieșit zilele acestea la lumină, care arată că 58% dintre români vor armata obligatorie sau reintroducerea obligatorie a armatei. O să mai discutăm puțin despre marea asfaltare de la Buzău, da, cu o declarație a domnului primar și ultimele evenimente legate de acest megaproiect pentru municipiul Buzău. O să discutăm, ca de obicei, în ultima vreme și despre maxi-taxi și autobuz, cu părerea domnului viceprimar legată de viitorul serviciului de maxi-taxi. Dacă ne va mai permite timpul, puțin și despre creșterea indemnizațiilor de hrană la poliția locală și despre polițiștii locale, așa, în general. Haideți să vă prezint și invitații mei din această emisiune, întrucât am anunțat că primul subiect este legat de procesul lui domnului Constantin Boșcodeală. Nu putea lipsi din studio domnul avocat Florian Angelo, un critic înverșunat, așa, în ultimii ani, critic al domnului primar Constantin Boșcodeală. Vă salut, domnul Angelo, mulțumesc frumos pentru prezență. Bună seara. Cel de-al doilea invitat al meu este vorba de domnul Edmond Buga Sfinteș, liderul organizației județene a Partidului România Mare, cerut zilele trecute de telespectatori mai des în emisiunea noastră. Vă salut și pe dumneavoastră, domnul Buga, și mulțumesc frumos pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație. Cum am anunțat, începem cu domnul Boșcodeală și postarea dânsului de pe Facebook. Am excerptat din scriitura foarte lungă a domnului primar și foarte tehnică lucrurile mai interesante, așa, pentru telespectatori. Începe foarte abrupt domnul Constantin Boșcodeală misiva sa pe Facebook, zicând următoarele, și eu o să citesc din ce a scris domnul primar: am fost condamnat în primă instanță pentru abuz în serviciu la judecătoria Brașov de o judecătoare care nu a participat decât la două ședințe de judecată, întrucât magistratul care a cercetat cauza mea, care a audiat martorii și căruia i-am prezentat probele care demonstrau nevinovăția mea, s-a mutat răstimp la o instanță superioară. Acest lucru, coroborat cu o frază din motivarea condamnării, mă face să cred că s-a produs o mare nedreptate, dacă nu cumva la mijloc a fost și altceva, scrie domnul primar. Nu vă ascund că au fost unii care mi-au adus la cunoștință că voi primi 5 ani de condamnare cu 2 luni înainte de pronunțarea sentinței, care a avut loc pe 10 februarie 2015. Lucruri destul de interesante, destul de tare, da, spuse de domnul primar Constantin Boșcodeală. Din câte înțelegem, consideră domnul primar, pe lângă faptul că sentința a fost incorrectă, că a fost și una superficială, sau că judecătorul care a judecat pe fond, o doamnă, din câte înțelegem, a judecat pe fond acest proces de corupție, a luat o decizie superficială și oarecum subiectivă, scrie domnul primar. O să mai citesc așa ceva din misiva domnului primar, dar analizăm pentru început acest text. Domnul avocat Florian Angelo,
Este motivată plângerea domnului primar datorită faptului că judecătoarea care a dat sentința n-a asistat sau n-a condus decât două ședințe și judecătoarea care a judecat un an jumătate această speță între timp a avansat în funcție? În primul rând că n-a judecat. A audiat martori, a administrat probele pe care le-a solicitat inculpatul. Problema este însă că dacă este să ne spunem părerea în legătură cu dacă este sau nu o nedreptate sau dacă este sau nu superficială sentința, suntem doi care avem aceeași părere cu domnul Boșcodeală. Eu și DNA-ul. Eu pentru că nici într-un caz, după părerea mea, în raport cu dispozițiile legii, nu putea să primească achitare și DNA-ul evident că are aceeași părere și a promovat la rândul său apel. În rest, sentința sau judecătoarea respectivă... Nu are motive domnul Boșcodeală să fie suspicios în condițiile în care judecătoarea poate... Zice domnul primar că poate n-a cunoscut foarte bine speța respectivă, dacă ea n-a asistat decât la două ședințe. Deci toate lucrările dintr-un dosar penal, ca și într-un dosar obișnuit, sunt consemnate cu exactitate în dosarul cauzei. Deci judecătorul putea să intre doar la ședința finală. Dar lucrul acesta nu constituie motiv de apel. Nu poate să constituie motiv de critică a sentinței respective. Adică, domnule, știi, eu vreau să fie de la început la sfârșit același judecător. Sunt evenimente naturale și sigure, adică mai și moare omul, încât nu se poate pune problema că trebuia să fie același judecător. Nu există, din punct de vedere procedural, nicio posibilitate să fie criticată sentința din acest punct de vedere. Dacă vrei, din altele, da. Superficialitate? Păi, cineva care te achită înseamnă că chiar a studiat cu atenție materialul probator. După cum te mi-aduc aminte, așa amâna pronunțarea magistratului respectiv. Bun, mai scrie domnul Boșcodeală în acest text, îi se pare suspect dânsului și faptul ăsta că, iată, au fost unii apropiați de dânsului care au spus cu două luni înainte ce sentință va da această judecătoare, 5 ani cu executare. Deci dacă este vorba de avocatul dumnealui, și eu puteam să-i spun același lucru, va primi între 5 și 7 ani. Problema este simplă. Orice profesionist se raportează la dispozițiile legale aplicabile. În cazul domnului Boșcodeală este vorba de dispoziție legală mai favorabilă, respectiv nou cod penal. Știu că se apreciază. Domnul avocat a spus că sentința asta de 5 ani este exagerată. E cu totul altceva și am spus și de ce. Dar, mă rog, acum părerea mea este că apelul DNA-ului se admite. Fără doar și poate. Nu sunt chiar așa de convins că se admite al lui maestru Boșcodeală, dacă astea sunt motivele pe care le vede el. Nu știu dacă și avocatul lui are aceleași păreri, pentru că avocatul trebuie să raporteze la cu totul alte criterii și motive de... Ce credeți că vrea să zică domnul primar, dacă nu cumva a fost la mijloc și altceva vis-a-vis de această condamnare? Da, la mijloc a fost obtuzitatea și infatuarea unuia care a condus discreționar timp nu, de nu lasă 16 să referă, ani. Domnul primar. Am înțeles la ce se referă domnul primar. Dar numai cineva, cum să spun eu, lipsit de simțul realității poate să spună așa ceva. Cum adică? Judecătorul doar în cot ce fel de persoană este primarul, că e șef de organizație, ba din potrivă dacă reții... Cam asta lasă să se înțeleagă domnul Boșcodeală, că e poate pe undeva și o condamnare politică, a deci, deranjat pe cineva de la Brașov, acolo, deși dânsul e de la PSD, care face cărțile în momentul de față. Da, nu știu dacă în momentul de față poate face cărțile în justiție PSD-ul, dar lucrurile stau cum se poate mai limpede. Atâta vreme cât magistratul respectiv s-a raportat la o împrejurare pe care o știm cu toții, și anume că timp de 16 ani Boșcodeală a condus discreționar în considerarea calității de mare șef local PSD, e limpede că nu poate să se plângă domnul Boșcodeală de În concluzie, nedreptate. Domnul avocat, dumneavoastră nu sunteți deloc de acord cu ce a scris domnul Boșcodeală. N-are aici. Rost. Eu, îmi pare rău. Aici vă spun că eu sunt critic al lui Boșcodeală. Nu sunt critic a metodelor. Dar nici lăudător nu sunteți. Păi ce, Doamne iartă-mă să laud. Uite-te pe străzi, uite-te la modul în care administră. Dacă domnul Boșcodeală câștigă la apel, mai ce să câștige? Timp sau ce să câștige? Are dreptate în ce a scris aici? Ce să câștige? Timp? Timp și libertate. Nu, libertate este exclus. Bun. Eu, ca și în celălalt caz, care cred că l-ai mediatizat, al lui deputatul, sau deputat, cred că-ți Ghiveciu, nu?
Deputat. Ca și în cadrul deputatului Ghiveș, nu puteți să scape fără condamnare. Ce să mai discutăm? Domnul Buga Sfinteș, ați auzit și dumneavoastră, probabil că a și citit ce a scris domnul primar Constantin Boșcodală pe Facebook. Mă îndoiesc că a citit. Cum comentați dumneavoastră spusele dânsului? Încă o dată reiau, se referă la faptul că judecătoarea care a dat sentința n-a participat în fapt decât la două ședințe. Domnul primar a auzit așa din surse apropiate cu două luni înainte de verdictul care se va da, bașca faptul că doamna judecătoare a făcut în motivare și câteva aprecieri subiective care îl fac pe domnul primar să creadă că decizia a fost una imparțială și judecata în fapt a fost una imparțială. Nu, nu, parțială, mă rog, părtinitoare. Părtinitoare, da. Imparțială era... Da, era. Vă rog. Eu n-am să intru în corul criticilor lui Boșcodeală, domnului Boșcodeală, pentru că atunci când un om este lovit în felul acesta, cu o condamnare de 5 ani, nu este o glumă, nu văd de ce aș mai atârna și o piatră de gâtul dumnealui. Nu am nicio relație cu dumnealui, nu mă încurcă nimic ca să... Dar dumnealui a încercat să explice pe Facebook de ce a ajuns la pușcărie și explică acolo că nu a ajuns pentru că a furat ceva. Deci, paradoxal pentru un primar de municipiu, în țara noastră vedem bine ce se întâmplă, deci nu pentru că a furat ceva, ci pentru că, spun eu asta, a avut un departament juridic în primărie de foarte proastă calitate, în care oamenii respectivi nu și-au făcut treaba și ar fi trebuit să-i spună la un moment dat, vedeți că nu este bine aici, nu este bine dincolo, nu e bine să dați bani la o societate care... Dânsul a semnat ca primarul, vreți să spuneți. Asta este o exprimare populară, semnând ca primarul, dar când semnezi ca primarul, trebuie să știi și ce semnezi, pentru că vei răspunde tot ca primarul dacă semnezi ca... Cam ca, asta ca se primarul. Întâmplă. Dar eu vreau să vă spun un lucru foarte interesant. Dumnealui spune acolo că știa cu două luni înainte că va primi 5 ani, s-a spus. Uite, am să vă spun un lucru care ține de o întâmplare. Pe 8 noiembrie anul precedent eram la Constanța și la un moment dat mă întreabă cineva care are o profesie nobilă, preot, dacă scoate în primar pe cineva anume. Și eu atunci i-am spus, păi de ce să scoate în primar pe cineva anume? Pentru că Buzăul are un primar. Nu eram la curent cu acest proces. Știam că există procese ale domnului primar, dar nu mă interesa subiectul foarte tare. Am alte preocupări. Și atunci, nu, că o să fie condamnat în curând și noi lucrăm să scoatem primar pe fiecare. Un personaj pe care îl invita și noastră destul de des pe aici. Și mi-a atras atenția acest lucru pentru că acel cineva era un reprezentant al bisericii. Adică dumnealor lucrau deja în subterane pentru a găsi înlocuitor domnului primar. Este un lucru absolut real, căruia nu i-am dat importanță la vremea respectivă, dar iată că lucrurile se leagă și probabil domnul primar a primit asemenea informații, cum foarte bine a spus și domnul avocat și dumnealui ar fi putut să-i spună pentru că, virgulă, cunoscând legea, știa unde se încadrează și dacă ai și greșit ca un om al legii, ca un om care lucrezi în domeniul ăsta. Deci nu poate fi neapărat un argument al domnului Boșcodeală, dacă i s-a spus. Poate unii s-au priceput foarte bine. În momentul când primești o sentință și ești lovit în acest fel și cazi din cer, știi, în fundul pământului, atunci cauți tot felul de lucruri care să te scoată la lumină și să-ți dai seama ce s-a întâmplat. Opinia mea, mai fost, m-am expus-o și altădată, este că în primăria Buzău au fost angajați de-a lungul timpului pe pile tot felul de juriști. De juriști care n-au fost în stare să vadă ce prostii se fac. Până la urmă, asta este o prostie ce a făcut. A, dacă era condamnat pentru corupție, pentru furt, pentru niște lucruri, dovezi clare, cum sunt condamnați o grămadă în țara asta, era altă chestiune. Așa, probabil de aceea este amărăciunea și atât de mare și din partea dumnealui, pentru că este condamnat pentru o prostie pe care a făcut-o probabil subalternii dumnealui, dar dumnealui semnând răspunde pentru toți. Da. Hai să revenim la chestia asta, că n-a știut și că subalterne. Păi nu i s-au făcut, numai eu i-am prezentat două rapoarte ale Curții de Conturi în care îi spunea, dumne, astea sunt ilegalități. Asta pentru care a fost trimisă judecată și condamnat. Ce trebuia să-i mai spună juriștii? Și apropo de chestia cu juriștii, domnul Buga, problema este simplă. Adică vreau să spuneți că nu este chiar așa și că domnul Boșcodeală a fost poate informat dacă sunt niște probleme. Păi a semnat, a dat explicații la Curtea de Conturi în legătură cu chestiile astea pentru care a fost condamnat. A dat explicații și ce explicații a dat? Pentru legalitate contrasemnează și secretarul Buzăului și altceva. Dar juriștii de la Buzău, nu am discutat cu ei, am discutat cu foarte multe
persoane angajate în primărie. N-ascultă de nimeni, domnule, n-ascultă de nimeni. El și avea impresia că el face totul și ce spune el, cum interpretează el legea și cum aplică el legea administrației publice locale, este lișare de lege. Da. Bun, mai citim din misiva domnului primar Constantin Boșcodeală, zicea că în ce privește argumentul folosit de prima instanță, care face referire la faptul că aș fi făcut din politică un mijloc abil și demagogic de realizarea intereselor mele sau alte persoane private, consider această exprimare cel puțin criticabilă și defăimătoare. Considerentele și referirile de ordin politic reprezintă opinii personale ale judecătorului și nu au ce căuta în motivarea unei soluții ce urmează a fi pronunțată. A admite altfel înseamnă să golim de conținut noțiunea de imparțialitate care trebuie să caracterizeze atitudinea magistratului. Este, de fapt, concluzionează domnul primar, o motivare politică. Încă o dată vă întreb, domnul avocat, dacă a făcut bine judecătorul trecând lucrurile astea în motivare că domnul Boșcodeală a făcut din politic un mijloc demagogic de realizarea intereselor sale. Iată, domnul primar se leagă de lucrurile astea și susține că decizia a fost una subiectivă a judecătorului. Deci, că a avut pică pe el. Da, ca și mine, știi. Deci, magistratul respectiv cred că mi-a citit cartea. Pentru asta este esența condamnării lui Boșcodeală. Bun, dar dumneavoastră aveți voie, domnul avocat, într-o carte și magistratul la fel. Ce doriți dumneavoastră? A explicat care este esența, de ce sau cum și-a permis Boșcodeală să ajungă să săvârșească faptele respective. Pentru că el, din punct de vedere politic, și-a exploatat funcția în interesul, zicem noi, al comunității în cazul ăsta. Bun, da, chiar trebuia să scrie, poate gândea în felul ăsta judecătorul, nu știu cât de corect e să și scrii lucrurile astea în motivare. A explicat, pentru că altfel n-are niciun înțeles ce a făcut Boșcodeală, dacă rup din contextul social-economic ce a făcut el, apare ca fiind o, așa cum spunea domnul Buga, o bagatelă, o nu știu ce. Nu, domnule, pentru că el, din punct de vedere politic, a abordat toate problemele pentru care a fost condamnat în mod voluntar, cum să spune, dictatorial, dacă vrei. Domnule, așa cred eu că eu trebuie să gratulez sau să dau cu titlul gratuit sportivilor ca să facă. Da, domnule, dă-le, dar cu respectarea dispozițiilor legale. Domnul Buga Sfinteș. Da, trebuia să treacă judecătorul lucrurile astea? Eu cred că, nu știu, acum depinde și de caracterul fiecărui judecător și această remarcă pe care a trecut-o tânăra doamnă judecător acolo a fost o replică pe care a dat-o domnului Boșcodeală, care anterior afirmase că mă judecă o tânără de 30-35 de ani și femeile sunt în general răzbunătoare și nu rămândatoare. Și cred că iată o șters așa scurt. Nu cred că trebuia neapărat să fie trecut acolo, dar și dacă a trecut, n-are absolut nicio importanță. Condamnarea se dă pe probe, nu pe remarcile unuia sau ale altuia. Da, dar iată, explică fenomenul. S-a dat în felul ăsta și apă la moare primarului să consideră că decizia judecătorească n-a fost una corectă. Dacă se duce cu așa ceva, cu asemenea motiv de critică la instanța superioară, are un succes monstru. Bun, dar încă o dată spun, poate că domnul primar, cum ziceți dumneavoastră, domnul Buga Sfinte, și-a făcut și el remarcile respective vis-a-vis de doamna judecătoare. Dar acum nu știu, poate domnul primar avea voie să facă lucrul ăsta, lui nu interzice nimeni. Toți da, avem voie, nimeni da, doamna judecătoare, nu știu, toți, trebuie să respecte niște cutume mult mai severe. Cu toții trăim într-o țară liberă și putem să spunem orice. Nu cred că a încălcat legea că a afirmat așa. Poate putea să facă o altă, să construiască o altă frază de mai mare calitate, un alt mod de exprimare, dar nu asta este esența. Nu asta este esența problemei. Bun, mergem mai departe. Mai scrie domnul primar Constantin Boșcodeală în această misivă pe Facebook că toate bazele sportive din municipiu sunt folosite gratuit de asociațiile sportive. Da? O ține langă așa domnul primar cu lucrul ăsta. Ei, eu aici nu sunt de acord cu domnul primar Constantin Boșcodeală. Cu tot respectul pe care îl poartă, pot spune că această frază este una mincinoasă și vin și cu două argumente foarte recente, că bazele sportive nu sunt folosite gratuit de către asociațiile sportive, fie ele chiar și din Buzău. Și spun domnului primar Constantin Boșcodeală să se intereseze foarte exact, de exemplu, echipele de fotbal de la liceul cu program sportiv ăsta din cartierul Micro 14 plătesc chirie pentru folosirea stadionului Gloria și a terenului nu ăsta principal, a celui secundar chiar.
plătesc chirie, juniorii joacă acolo, da, și plătesc chirie. Deși băieții sunt din Buzău, clubul sportiv este din Buzău. Îi mai dau un exemplu domnului primar Constantin Boșcodală. De exemplu, am avut echipa de fotbal Viitorul Buzău. Foarte scurt, știu că sportul nu mai contează la Buzău, dar dau și acest exemplu, că mă critica cineva ieri că îi țin partea domnului primar Constantin Boșcodală. Nu, eu doar am prezentat ce a scris dânsul și dacă mi-e permis să am și o părere asta personală vis-a-vis de acest aspect, eu cred că aici domnul primar Constantin Boșcodală ori minte, ori nu este bine informat. Revin la Viitorul Buzău. Echipa de asta de județ, cum ar veni, a promovat în Liga a 3-a de fotbal, da? S-a desființat echipa, sau mă rog, n-a reușit să joace în Liga a 3-a, tocmai din acest motiv. N-a avut unde să joace, întrucât nu i s-a permis să joace pe stadioanele respective, nici măcar cu bani. Adică oamenii ar fi vrut să plătească chirie să joace pe stadionul Gloria, da? Dar n-au fost lăsați. Așadar, această afirmație, domnul primar, nu este corectă, iar vis-a-vis de faptul că domnul Boșcodeală a susținut sportul buzoian, a fost corifeul sportului buzoian, și asta eu consider că este o declarație lăudăroasă. Lăudăroasă și nu totul adevărată, întrucât, în primul rând, domnul primar Constantin Boșcodeală n-a băgat mâna în propriul buzunar, da? Nu știu dacă avea și de unde. Dar asta e altă chestie. Adică dânsul susținea sportul buzoian, putea să susțină lucrul ăsta când băga el mâna în buzunar și dădea salariile la fotbalist sau la fetele alea, la echipa de handbal sau la rugby și așa mai departe. Nu. S-au susținut din taxele și impozitele pe care îl plătesc buzoienii din bugetul municipalității. Asta odată. Și în al doilea rând, domnul Boșcodeală n-a susținut sportul buzoian. Eu am mai spus la emisiunea asta, domnul Boșcodeală a fost groparul sportului buzoian și este în continuare groparul sportului buzoian. Și eu vin cu argumentele că nicio echipă de sport buzoiană nu evoluează în prima ligă, ba mai toate echipele finanțate de municipalitate sau, mă rog, și de Consiliul Județean trăiesc abia de azi pe mâine, sunt, nu știu dacă e o comparație foarte bună, slăbănoage, pipernicite, precum copiii din Somalia. Așa arată cluburile sportive susținute de domnul primar Constantin Boșcodeală. Și îi reamintesc că echipa de handbal HCM, care evolua în prima ligă, da, a retrogradat în Liga a doua, întrucât municipalitatea n-a vrut să plătească un miliard în momentul, în anul în care s-a retrogradat. Și încă un exemplu foarte elocvent, zic eu, echipa de rugby reușise promovarea în prima ligă, da? Singura echipă care promovase în prima ligă în ultimii 8-9 ani aici la Buzău, și municipalitatea n-a vrut să-i crească alocația bugetară. Ar fi vrut domnul Boșcodeală, care susține sportul, să joace în prima ligă cu bugetul din Liga a doua. Da? Au cerut ăștia de la rugby și ei 2-3 miliarde în plus și n-au primit bani. În condițiile astea, susținerea domnului Boșcodeală, cu care se laudă domnul Boșcodeală, zic eu că este una, cum a zis domnul avocat, doar laudă. Lăudăroasă, nu? Lăudăroasă, că realitatea îl contrazice pe domnul primar. Dacă aveți ceva de comentat vis-a-vis de spusele mele, domnul Buga, știu că și dumneavoastră vă pricepeți la sport. Da, l-am și practicat, scriu și niște editoriale la un ziar de sport. Sunt multe lucruri, dumneavoastră am spus punctul nostru de vedere. Și în legătură cu finanțarea cluburilor, echipelor de fotbal, de rugby, de orice altceva, există niște constrângeri legale, deci nu pot fi finanțate așa la nesfârșit și cu niște sume exagerate. În general se plătește performanța, acum s-a introdus, parcă Gabi Sabo a făcut un proiect de lege care parcă ar fi fost aprobat să poată fi finanțate și în mod corect și la vedere, pentru că dacă le mai finanța și pe celelalte, probabil în loc de 5 ani, la 20 de ani, dacă lucrurile erau în regulă. Ați deschis problema Viitorul Buzău. Într-adevăr, o echipă cu bani puțini au adunat jucători de aici, din județul Buzău, marea lor majoritate, de fapt toți erau din județul Buzău, au reușit performanța după câțiva ani în care echipele din Buzău erau bătute de toată lumea la baraj să promoveze. Și nu li s-a dat voie nu numai să joace, trebuia să se asigure și o finanțare, pentru că în divizia C finanțarea este destul de mare, trebuie un buget de cel puțin 10 miliarde, numai salvarea astea 25 de milioane ca să o ai la fiecare joc, dar au fost niște jocuri de culise prin care s-a urmărit desființarea acelei echipe din teama
ca acel cuib de vagabonți care conduc clubul Gloria Buzău, ca acest club viitorul să nu ia locul, să ajungă în divizia B, eventual în divizia A, să nu ia locul clubului Gloria Buzău. Pentru că legat de clubul Gloria Buzău sunt foarte multe lucruri. Bun, eu n-am vrut să mă refer la lucrul ăsta, la Gloria Buzău, am spus doar atât că ăia n-au avut unde să joace de la viitorul, în condiții în care domnul primar spunea că le asigură gratuit stadionul. Desfințarea viitorului are strânsă legătură cu clubul Gloria Buzău. Bun, închidem aici subiectul legat de domnul primar Constantin Moscodeală. Tot vă pricepeți, dar echipa de volei al prietenului meu, Boldișteanu, nu e în prima ligă? Nu, este în Liga a doua sau de foarte mulți ani, a retrogradat și echipa aia. A fost în prima ligă de mult și a retrogradat și aia. Buzău a avut mare tradiție la volei. Oricum, la Rai. Exportă la jucători echipa lui Boldișteanu de volei. Da, și trăie și cu vreun miliard așa care să scurge pe la echipa respectivă, că nici banii aia nu mai ajung. Și Culmea, Buzău, un oraș mare iubitor de sport. Mare iubitor de sport. Bă, încă o dată spun, n-avem nicio echipă în prima ligă, așa că susținerea cu care se laudă domnul primar Constantin Boșcodeală este una superficială. Mergem mai departe, trecem la un lucru plăcut de asta dată și pentru buzoieni. Este vorba de o decizie luată de ANAF zilele trecute. Am aici comunicatul de presă emis de ANAF, în care se spune așa că președintele ANAF, domnul Ștefan Diaconu, a dispus suspendarea emiterii și comunicării deciziilor privind regularizarea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012. Am tot făcut emisiunea aici la Campus TV, începând din februarie cu nemiluita, din februarie când ANAF a început să emită acela Buzău, acele decizii de impunere. În sfârșit, iată, deci din februarie la Buzău, abia în mai să ia această decizie cu foarte mare întârziere pentru persoanele care, pentru care baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară. Vă reamintesc că se emiteau aceste decizii de impunere la o valoare de 478 de lei, dacă nu greșesc eu, în condițiile în care mare parte dintre buzoieni aveau venituri din dobânzi, din dividende, din vânzări de câteva zeci de lei. Ba chiar am avut acel un caz special, așa a ajuns la nivel național cu un anumit domn Davidică, care primise dividend un leu. E, și pentru leul ăla trebuia să plătească 468. Dar, din câte știu, pentru foarte mulți buzoieni, problema a fost venituri din dividende. Primeau 12 lei, așa, în general, și pentru ăștia 12 lei trebuia să plătească 478 de lei la ANAF. Vestea bună, da, este pe de-o parte că ANAF nu mai emite aceste decizii de impunere din această săptămână și, în plus, în cazul categoriilor de contribuabili prevăzuți mai sus, pentru deciziile comunicate până la data prezenței, nu se vor dispune măsuri în vederea recuperării sumelor stabilite prin acestea. În aceste condiții, cei care au primit aceste decizii de impunere și se încadrează în această categorie, aveau venituri mai mici decât salariul ăsta minim pe economie în 2012, nu vor trebui să mai plătească acele decizii de impunere. Acum nu știu, nu vor trebui să le mai plătească deloc sau cel puțin o perioadă. Deci s-au înghețat lucrurile din punctul ăsta de vedere. De asemenea, nu trebuie să mai plătească banii ăștia nici tinerii care până în 2012 n-aveau 18 ani, întrucât s-a întâmplat și această anormalitate, da? Tinerii cei sub 18 ani au primit și ei acasă decizii din asta de impunere. Domnul avocat, cum zicem, e bine, mai bine mai târziu decât niciodată sau totuși e foarte târziu? E cam târziu, de ce? Pentru că unele dintre decizii deja au fost puse în aplicare, unele dintre ele au fost atacate în instanțe, instanțele nu prea aveau ce să facă decât dacă forțau un pic dispozițiile legale. Așa, unii au plătit deja banii ăștia? Unii care au fost forțați din împrejurări pentru că le trebuiau adeverințe din aceea pentru diferite servicii medicale, au plătit sărmanii. Dar problema este că nu trebuia să suspende, ci trebuia să retragă deciziile care au fost deja emise, ca eventual oamenii să poată să se ducă să justifice, fie în fața instanțelor că deja s-au retras deciziile de către... Sau să le anuleze, nu?
Nu poate să le anuleze. Trebuie să le retragă. Asta este operațiunea strict legală. Să retragă deciziile respective. Dar, oricum, așa cum ai zis, mai bine mai târziu decât niciodată. Ok. Domnul Buca Sfinteș, iată, din februarie s-au emis la Buzău zeci de mii de astfel de decizii. Iată, abia în mai, în sfârșit, ANAF-ul se hotărăște să ia taurul de coarne. Cred că l-am avut acei pe telefon la Campus TV și pe ministrul finanțelor, domnul Vâlcov, cred că au trecut deja vreo două luni, zicea atunci că să iau decizii imediat, în câteva zile, acum, dar mai așteptați o zi și deja se iau... L-a arestat și de asta. Domnul Buga. În primul rând, mă felicit pentru faptul că atunci când am primit acel cupon de la Văcăroi, la guvernul Văcăroi, l-am băgat la Zarea și nu am mai primit niciun leu nici în ziua de astăzi și nu sunt nevoit să plătesc nimic la stat. În al doilea rând, eu cred că vor continua emiterea acestor documente, pentru că există niște reglementări legale și angajații de acolo nu se iau după ce spune unul și altul, chiar dacă e Victor Ponta la televizor, ei trebuie să-și facă datoria, absurdă datorie, dar trebuie să-și facă. Păi puțin, că zice comunicat oficial, bănuiesc că au primit omisiv. Dar ce-i prim comunicat oficial tâmpit din țara asta? Deci ordinul șefului ANAF se execută. În al doilea rând, mă gândesc că cum să se aplice retroactiv o asemenea prevedere. Nici o lege nu se aplică retroactiv. Doar să dea o amnistie fiscală prin care să se facă o ștergere de datorii. Pentru că, aminte, nu ai cum să aplici retroactiv pentru 2012, ce are el a deplătit în 2012, să dai o lege acum. Dar cei care au plătit, domnul Buga, ce vor face? Primesc bani înapoi, să înțeleg? Sau? Deci, în țara românească, dacă ai bani de dat la stat, te caută și în șosete, ți le iau și pe alea și le vând cu executorul judecătoresc și le vând la licitație. Dacă ai bani de primit, te plimbă de la Ana la Caiafa, vreo 70 de ani, de la birou la birou, până la urmă, ai să zici tu, lasă-i dracului, lăsați-mă în pace să mă duc acasă și nu o să primească nimeni niciun leu înapoi. Nu vă se compensează cu obligațiile. Deci au fost niște proști care au s-au dus să plătească. Nu, au fost niște cetățeni onești într-o țară de hoți, condusă de hoți. Bun. Deci, ca să se lămurească telespectatorii. Vă rog. Dacă au plătit și nu se dă decizie de retragere și oricum suma nu se mai restituie pentru că ar fi cheltuiala mult prea mare. Și atunci să impută pe obligațiile viitoare la bugetul de stat. Dacă mai au. Păi fiecare om are, ce dracu. Nu există cineva acasă. Bun, păi dar asta-s puțin. Dacă ai plătit 468 de lei sau unii pentru 2 ani, pentru 2012 și 2013, pe undeva pe la 10 milioane în total, va trebui să aștepți câțiva ani ca să strângă suma asta până la 10 milioane. Impozitul pe o căsuță la țară este în jur de 1 milion. Așa, păi și aștept 10 ani. Păi măcar... N-ar fi o problemă asta. Numai să aplice și asta. N-ar fi o problemă asta. Eu nu cred că se aplice. Nu. Deci ANAF-ul se conduce cu ordine ale ministrului sau cu ordine ale președintului ANAF, care sunt obligatorii pentru subalterni. Bun, luăm și noi o scurtă pauză de publicitate. Revenim după câteva minute cu alte subiecte de interes local.